Bună seara, dragii mei, și bine ați revenit la cea mai iubită și îndrăgită emisiune de muzică populară, Porți deschise pentru cântec. Dragii mei, exact așa cum v-am promis și săptămâna trecută, astăzi am o invitată excepțională în platou, atât pe plan muzical, dar și în viața de zi cu zi, pentru că este o artistă atât de iubită și îndrăgită de minunatul public pe care și l-a creat, încât în această seară va pregăti și dumneavoastră foarte, foarte multe surprize muzicale. Despre cine credeți că este vorba? Nimeni alta decât doamna Ionela Angel Popa. Bună seara! Bună seara, bună seara! Stai că mă uitam în cadru și văd că sunt înfuiată. Sunteți foarte frumoasă, bine ați venit! Bine v-am găsit, sunt pentru prima oară aici în platoul Accent TV, pentru prima oară la tine în emisiune, deci să fie cu noroc! Noroc. Doamne ajută și data viitoare să vă avem și pe dumneavoastră. Trebuie. Sigur nu va fi prima și ultima dată când veți fi la noi în platou, cu Trebuie siguranță. Trebuie să mai vin, da. Dragii mei, țin să vă anunț că la numărul afișat pe ecran puteți să sunați în direct pentru dedicații. Doamna Ionela, mă bucur foarte mult să vă am alături de noi în această seară și am șușotit așa puțin cu ghilimelele de rigoare în backstage despre albumul Taci și le faci. Melodia Taci și le faci este melodie care mi-aparține. Se pare că din ce în ce mai mulți colegi de-ai mei o cântă, melodie în care mă regăsesc și vine de la tatăl meu, care tot timpul spunea taci și le faci, pentru că eu mă lăudam tot timpul în viață, că o să ajung cântăreață, că o să fac aia, că o să fac aia, și el tot îi spunea, mai te lauzi mult, dar vine taci și le faci. De aici vine ideea cu acest cântec. Foarte frumos. O să ne-l cântați și în această seară, cu siguranță. Da, 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 da. Vreau să ne povestiți dumneavoastră, pentru că m-am tot informat despre dumneavoastră, deși vă știam de foarte mult timp, pentru că, exact cum am spus și puțin mai devreme, sunteți foarte dragă și vă faceți dumneavoastră plăcută prin felul dumneavoastră de a fi. Vreau, dragii mei, să vă anunț că a venit, de când a intrat prima dată pe ușa Accent TV, a venit cu o energie atât de bună încât mi-a transmis-o și mie, pot să vă spun. Vreau să povestiți dumneavoastră puțin, pentru că în anul 1999, și vreau, dragii mei, să vă anunț că a rămas exact la fel, nimic nu s-a schimbat, țiplă, vorba din popor, țiplă sunteți, ați participat la concursul național Maria Tănase, unde ați obținut premiul al treilea. Da, premiul al treilea, să zic așa, am fost depunctată foarte mult, pentru că eu la vremea aceea m-a sortat costumul meu popular roșu cu niște pantofi roșii. Regretata și răposata Paula Dogoroiu, săraca, când m-a văzut și când am ieșit de pe scenă, a venit la mine și mi-a zis, cine ți-a dat ție pantofi roșii în picioare? Eu așa m-am gândit eu să-i asortez. Se asortează, și vă dați seama că m-au depunctat pentru treaba asta, că probabil că l-am și un premiu 2 sau cine știe. Dumneavoastră la câți ani? Aveam 18 ani atunci. Super, foarte frumos. Erați tinerică. Eram tinerică și eu și soțul meu, cel care îmi dă, cine se uită pe YouTube-ul meu. Bine, tinerică este ca și acum, adică... Așa, la 40 și nu mai e ca la 18. Dar frumusețea a rămas aceeași, de aceea vreau să vă întreb dacă aveți un secret aparte. Nu, 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 nu. Sunt operată din cap până în picioare. Glumesc. Da? Am și firea scoasă. Am și firea scoasă. Apropo, domnul doctor Mogoantă, să-i transmitem la mulți ani, din partea mea, din partea Raluca, din partea colegilor, întregi personalul, da, sigur. Etajul 3, domnul Raluca, ajută-mă, te rog, Mogoantă. Stelian. Să rămână la mulți ani, mi-a scos firea, să fie de bine. Să nu mai vin la dumneavoastră. Facem reclamă bună. Da. Da. Vreau să-mi spuneți la ce vârstă ați pășit dumneavoastră pentru prima dată pe scenă. Pe scenă? La nunțile din sat. La podari, părinții mei mergeau la masă cum se mergea. La masă la Cutărescu, că să vină și Cutărescu la mine, cum ar veni. Da, 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 corect. Iar eu mergeam cu ei la nuntă în ideea de a cânta, bineînțeles, și eu cu lăutarii care erau la nunta aceea, două, trei melodii. Și așteptam până la sarmale, până la friptură, că îi lăsam pe ei să-și facă programul, vorbeam cu ginerile sau cu mireasa, vorbeau părinții mei și interveneau să cânte și fata mea două, trei melodii. Deci în prima scenă acolo a fost, acolo la nuntă. Fost. La nuntă. Și ați început la ce vârstă să cântați? De mică, nu mai. Cu vacile pe deal, cu prin curte... Da. Foarte frumos. Cum erau, dar îmi place de dumneavoastră, sunteți foarte sinceră. Mama mea, părinții mei n-au fost de acord să mă fac cântăreață, au vrut să mă fac învățătoare, să mă fac altceva, doctoriță. Exclus cântăreața, pentru că era o meserie, știți. Și cine v-a susținut cel mai mult în această carieră? Păi mai mult eu. Singurică. Eu trebuie să mă fac, da. Dacă apoi l-am întâlnit pe soțul meu, Cristi Popa, cu care am rămas din copilăria mea, din liceu. Am rămas împreună și ne-am înțeles și ne-am completat un pe altul. A fost dragoste la prima vedere? Da, el fiind și instrumentist cu acordeonul, vă dați seama că m-a ajutat.
și m-a învățat multe secrete. Și uite, suntem și ziua de azi. Avem 25 de ani că suntem împreună. La cât mai mulți. Mulțumesc. Vreau să-mi mulțumesc. Spuneți, aveți o sarbă frumoasă la gât. O am de la bunica soțului. Sunt argenții Carol I. Chiar m-a întrebat cineva la o nuntă, știi ce, ce ai, ce scrie acolo? Și zic că sunt Carol I. Pentru că mai sunt argenți și sunt altă ediție și nu sunt atât de valoroși. I-am de la bunica soțului, am și de aur, tot de la bunica soțului. I-a primit mama soacră când a fost mireasă și mama soacră mi-a dat mie când a foarte fost mireasă. Foarte frumos, deci v-a iubit din prima, să înțeleg, soacra. Da, chiar m-a întrebat într-o zi băiatul meu, Ștefan, mami, cât valorează bănuții ăștia? Zic că e nevoie de... Dar de curiozitate! Vrei să-i vii să de bani? Nu, nu, nu se poate. De curiozitate, cu siguranță. Aveți un băiețel de 14 ani să vă da, trăiască. E clasa 8, e o perioadă foarte, foarte grea. Grea, da, înțelegem situația. Ați vrea să vă pășească pe urmele dumneavoastră? Da, bineînțeles, de ce nu, că are potențial. El nu prea vrea, că e ca orice copil, s-ar juca, Xbox, de-astea, alte... Dar a dat și gustul, a dat și în gustul fetelor, are multe admiratoare, multe... Nu-l mai dați de gol acum. Nu-l mai, nu-l mai dați nu-l de mai... gol, că poate sună acum în direct și vă dă și el pe dumneavoastră. Da. Deci vreau să ne povestiți, pentru că îmi plac foarte mult fotele, dar și vestuța pe care o aveți pe dumneavoastră. Da, a fost de fapt o zăvelcă. Știi ce zăvelcă? Da. A fost aceea. O am primit-o de la cineva din Dăb. Aoleu, am atins microfonul. Se mai aude? 2-10? Se aude, se da, aude. Se aude, da. Am primit-o de la cineva din Dăbuleni, de la tanti Iani, pe care o iubesc, e la București acum. Și eu am tăiat-o și am făcut-o, am stilizat-o, cum am știut eu, ca să o port să îmbrac la nunți. Acea fustă rotundă era mai incomodă, mai grea, mai... Vreau să îmi spuneți câte costume populare aveți. Multe și am foarte multe rupte, care eu trebuie să le cos cu acu, să le recondiționez. Nu prea am timp. Nu prea le mai por la nuntă, că îmi pare rău de ele, pentru că se rup foarte ușor. Cele de marchizet, barem, intră degetul, că sunt foarte vechi, putrede și... Aș vrea să-mi spuneți dacă au existat în spatele carierei dumneavoastră în muzică oameni importați care v-au ajutat să mergeți mai repede pe acest covoraș frumos al muzicii populare. Ce frumos e din față când te uiți, știi? Ce frumos e, cântă, ia bani, ce frumos e... Sincer, soțul meu a fost primul și este primul care m-a ajutat și care m-a îndrumat spre muzică și să cânt bine și să, mă rog, să mă perfecționez, apoi familia, bineînțeles. Foarte mama, soacră. Când eu m-am întâlnit cu soțul meu și soțul meu m-a dus la el acasă, pentru prima oară, eu aveam fustele până la genunchi. Iar mama, soacra mea, a luat o foarfecă și a zis, două palme deasupra de genunchi, este prea lungă fusta aia. Deci am tăiat fustele, eu le am foarte slabă. Așa, și mi-a tăiat fustele și mi le-a făcut mai scurte. Foarte soacra, frumos. Îți dai foarte seama? Foarte tare, super tare. Ești slab, ești frumoasă, cum să poți? Sau purtam foarte mult negru, culori închise. Și de ce porți negru? În concepția și că așa era mentalitatea, culorile închise țin la mizerie. Eu făceam naveta de la Podar, la liceu, la Craiova și de ce te îmbraci? Numai în negru și numai în albastru și numai în culori închise. Îmbracă-te și de atunci să vezi. Verde, roșu, știi tu, roșu, culoarea da, roșie. Am discutat noi în backstage puțin. Vreau să-mi spuneți, să ne spuneți, de fapt, ce reprezintă muzica populară pentru dumneavoastră, mai în detaliu. Reprezintă identitatea mea, este muzica, este viața mea, serviciul meu de zi cu zi, din muzică trăiesc și tot. Eu nu știu să fac altceva, deși știu, mă pricep la multe, la croitorie, la coafură, la make-up. Dar sunteți și o bună gospodină. Bineînțeles. Ce pregătiți de sărbători? Chiar mă certam acasă cu mama soacră, mă certam între ghilimele. Dar nu mai de mama soacră vorbiți, deci clar o iubiți foarte, foarte mult. Vroia să facă ceva, eu vroiam să fac altceva, până la urmă am căzut de comun acord. Raluca știe că e lângă mine aici, prietena mea, Raluca Veselu, este lângă mine. O să fac toate bunătățile, știu să fac orice fel de prăjitură, cozonacul nu mai vorbesc, sunt cea mai tare. M-a învățat o prietenă, Mihaela, care o salut pe cu ocazia asta. Foarte frumos, mă bucur atunci, să știți. Știi să faci prăjituri? Da. Da? Specialitatea mea, să știți. Am crescut în mâinile spre bunicii mele și de la ea am așa învățat. E, doamnă, știi să facă prăjituri? E bună de măritat, ce să mai... Da, nu, mă. Vreau să povestim mai multe după ce o să ne încântați cu câteva din piesele dumneavoastră. Dragii mei, doamna Ionela Angel Popa. La
ajuns om de nădejde. Vorbesc puțin și fac mult, ca la asta-s priceput și de o lume știut mai. Cine-mi privește casa, jur că are ce vedea, că m-am zbătut pentru ea, măi. Asta-i viața, n-ai ce face, mutul tace și ne face și drum bun cui nu mă place. Mai bine taci și le faci, ca să-i bagi pe toți îndragi, să se oftice pe rând, uite al dracu ce-a făcut, măi. Mai bine taci și le faci, ca să-i bagi pe toți îndragi, să se oftice pe rând, uite al dracu ce-a făcut, măi. Apa-i grea, măi tată, pune mâna și învață, să nu dai de greu în viață, că soarta nu te răsfață. M-a știut lume tot, satul nu m-am dat cu învățatul, nici cu sapa ca dat altul. Cu mintea mea și norocul, fără să mă joc cu focul, cum mi-am găsit locul. Mai bine taci și le faci, ca să-i bagi pe toți îndragi, să se oftice pe rând, uite al dracu ce-a făcut, măi. Mai bine taci și le faci, ca să-i bagi pe toți îndragi, să se oftice pe rând, uite al dracu ce-a făcut, măi. Că-i mai bine așa. Faptele mereu grăiesc, întâi fac și-apoi vorbesc, nu prea mult că răgușesc, măi. Băiat simplu de la țară, cu haina luată de o vară, fă cui un județ să moară. Asta-i viața, n-ai ce-i face, mutul tace și le face, și drum bun cui nu mă place. Mai bine taci și le faci, ca să-i bagi pe toți îndragi, să se oftice pe rând, uite al dracu ce-a făcut, măi. Mai bine taci și le faci, ca să-i bagi pe toți îndragi, să se oftice pe rând, uite al dracu ce-a făcut, măi. Parte să am copii, tot ce am dorit mi-a dat și noroc să am băiat. Mi-a dat viața bucurii și parte să am copii, tot ce am dorit mi-a dat și noroc să am băiat. Eu sunt mamă de băiat, am pentru ce să mă spart. Bat ferul și calci rece. Azi îmi poartă numele, mâine-mi calcă urmele.
și ai putea merge pe drum. Nu se-i lipsească în viață nici măcar un cap de ață. Cât ai avea mâini să adun și ai putea merge pe drum. Nu se-i lipsească în viață nici măcar un cap de ață. Eu sunt mamă de băiat, am pentru ce să mă spat. Mie vreau să muncesc cât zece, bat feriu și calci rece. Azi îmi poartă numele, mâine-mi calcă urmele. Astăzi umblă pe sub masă, mâine cu nevasta-n casă. Ce-aș mai vrea să rămân măcar așa, selva mare și zurat, la casa nu-i așezat. De la viață ce-aș mai vrea să rămân măcar așa, selva mare și zurat, la casa nu-i așezat. Eu sunt mamă de băiat, am ce să mă spat. Mie drag să muncesc cât zece, bat feriu și calci rece. Azi îmi poartă numele, mâine-mi calcă urmele. Astăzi umblă pe sub masă, mâine cu nevasta-n casă. Pe placul meu sunt femeie mândraleasă, am familie frumoasă, am bărbatul cum vreau eu și copil pe placul meu. Doamne-ți mulțumesc, am tot ce-mi doresc, nu mă plâng că n-am de ce să moară dușmancele. Doamne-ți mulțumesc, am tot ce-mi doresc, nu mă plâng că n-am de ce să moară dușmancele. Mândră-am fost la mama fată, mândră-să și măritată, cu bărbatul bine-o duc, nu mă ține sub apuc. Mândră-am fost la mama fată, mândră-să și măritată, cu bărbatul bine-o duc, nu mă ține sub apuc. Doamne-ți mulțumesc, am tot ce-mi doresc, nu mă plâng că n-am de ce să moară dușmancele. Doamne-ți mulțumesc, am tot ce-mi doresc, nu mă plâng că n-am de ce să moară dușmancele. Acum sunt la casa mea, am tot ce vrea inima. Repede trecură anii, nu mai sunt fetița mami. Acum sunt la casa mea, am tot ce vrea inima. Doamne-ți mulțumesc, am tot ce-mi doresc, nu mă plâng că n-am de ce să moară dușmanul.
veșmancele. Doamne, îți mulțumesc, am tot ce-mi doresc. Nu mă plâng că n-am de ce să moară dușmancele. Frumos, prin muncă m-am ridicat și-am ajuns și-am visat. Trec prin viață cu folos și îmbătrânesc frumos. Prin muncă m-am ridicat și-am ajuns și-am visat. Doamne, îți mulțumesc, am tot ce-mi doresc. Nu mă plâng că n-am de ce să moară dușmancele. Doamne, îți mulțumesc, am tot ce-mi doresc. Să crape dușmancele. Dragii mei, ați ascultat doar câteva din frumoasele piese pe care doamna Ionela astăzi seară ni le-a pregătit drept cadou de sărbători, așa este? Bineînțeles. Vreau să vă spun că penultima, de fapt ultima dumneavoastră piesă mi este foarte dragă și îmi place foarte, foarte mult, așa că o fac și o dedicație tuturor. Da, da, da. Femeilor, da, da. Tuturor, doamnelor, prietenilor și așa mai departe. Știu că această melodie sunt femeie mândrăleasă, îi plăcea foarte mult și îi place foarte mult doamnei Adriana, cofetăria. Am voie să zic? Nu. Bine. Cofetăria puncte puncte. Da. Aflați dumneavoastră de pe pagina dumneavoastră de Facebook, nu? Da. Vreau să-mi spuneți cum era muzica populară apreciată atunci când dumneavoastră erați abia la început de drum, când abia ați descoperit-o și dumneavoastră. Când eu m-am apucat de cântat, nu exista YouTube, nu exista Google, nu exista internet. Stați eu ca puțin, să învăț o melodie. Vă întrerup puțin pentru că avem un telefon în direct. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Vreau și eu o melodie de dragoste pentru mama mea, Aurelia, de la ea pentru tatăl meu și cel. Cu tot dragul, sigur că da! O melodie, da! Sigur că da! Cum te numești? Eu sunt Maria. Bine, Maria, îți mulțumim frumos pentru telefon. Sigur, doamna Ionela are o piesă pregătită în această seară, da? Da, da, da. Bine, mulțumim frumos. Seară frumoasă să ai. Da, da. Bine, deci de la Maria pentru tati Gigel urmează o melodie frumoasă. Are tata o fetiță frumoșică foc, să-i dai, Doamne, sănătate și viață noroc. Ia-ți, Maria. Are nea Gigel o fetiță frumoșică foc, să-i dai, Doamne, sănătate și viață noroc. Foarte frumos. Așa, repede. Dedicații live, numai la noi în emisiune o să întâlniți, să știți, pentru că așa sunt emisiunile live și în direct, cele mai frumoase. Și cu greșeli, și cu bâlbâieli, și cu... lucruri inevitabile. Și cu, la o nuntă, știi, tu spuneai că ne-am întâlnit la o nuntă, eu nu mai știu exact unde, se mai întâmplă microfonii, se mai... Clar, 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 clar. Că trebuie, se mai... Mai avem un telefon în direct. Alo, bună seara! Bună seara, domnișoara Bianca, și bun venit în casele noastre! Bună seara, bună mulțumim! Bună seara și invitate dumneavoastră, doamna Ionela Angel Popa, o artistă frumoasă, cu un costum frumos, cu... O artistă plină de viață, plină de viață. Îi urez mult succes pe care a cântecul populară, pe care îl are, și îi urez în continuare multă sănătate, să fie iubită de tot ceea ce o înconjoară și iubită și sănătate pentru întreaga dumnea ei familie. Mulțumim, la fel, mulțumim. Și m-am întâlnit cu dumnea ei la clinica de recuperare la Buna Vestire și cred că s-a recuperat, s-a făcut bine acum. Știi de ce arăt eu bine, vezi? Eu, cervicala, da. Cervicala, știi ce este zona... Da, recunoscută, s-a lângă mine acolo. Aerul, da. Condiționat de la evenimente, și merg la tratament. Eu sunt Violeta Vărzaru din Salcea și vreau să fac și o dedicație. Sigur. Pentru nepoțelul meu, Sebastian Nicolas, pentru băiatul meu de Apăzaru, pentru nora mea Melania, pentru cuscul meu Nicu și Bibi Piculeasa din Argetoaia, pentru doamna doctor Constantinescu Anca din Salcia, pentru Lidia Scuzeli Vascu din Cotrăvăie din Dos, pentru dumneavoastră, pentru toți cei din regie, vă urez
sănătate, sărbători fericite, cu pace în suflet și multă liniște. O seară bună! Vă mulțumim din suflet! Seară frumoasă! Vă dorim și noi dumneavoastră! Chiar m-a distrat. La o perioadă de cam de două ori pe an merg la niște proceduri. Acolo, cu băbuțele, cu prietenele mele. Acum eu merg și stau cu minte pe scaunelul. Salut pe doamna Doinița Stănescu, cea mai bună doctoriță pentru cervicală, pentru ozon, ce aveți nevoie. Și acum stăteam cu minte pe băncuță. Acum lângă mine o mamă, o mămăiță. Mămăie, ce faci mantale pe aici? Maică, eu aici vin de două ori pe an. Mă fac bine după aia, știi, cu dau cu sapa. Probleme după cap, știi ce-ar fi? Da, da. Că da, și eu, păi, da, tu ce ai, maică, că tu ești tânără. Păi, tot bătrâneța. Deci chiar mi-am amintit niște faze foarte frumoase, foarte amuzante. Ne povesteați dumneavoastră. Și am făcut cu ea un TikTok. Da? Deci chiar mi-aduc aminte că am făcut cu ea un TikTok. Mama, păi, și ea spunea, maică, pe mine când simt că mă doare pe aici, eu vin aici așa, îmi fac procedurile astea. Nu mai am treabă, mă duc acasă, dau cu facem sapă, live-uri și așa. Da, eu vorbeam cu cineva pe telefon și după aia am dat pe înregistrare. Așa, maică. După aia, maică, nu mă mai dore nimic. Mă duc, dau cu sapă, dau cu... Așa, deci, odată la doi... Nu, de două ori pe an, eu vin aici. Când vin sărbătorile și când vine toamna, deci, așa mă râd. Ai, maică, m-ai pus pe TikTok? Mai eram plin. Aveam vizualizări de la mamaie. Foarte tare, foarte frumos. Ne-ați povestit dumneavoastră, de fapt ați început să ne povestiți cum era muzica populară apreciată atunci când dumneavoastră abia ați dat de ea. Apreciată este și acum și atunci. Spuneam că am început să cânt când nu erau atâtea surse de a învăța muzică și de a învăța note muzicale și de a asculta solist și de a repertoriu și... Nu exista Google, YouTube, TikTok, nici atât. Dar mergeam pe la anunț unde învățam să cânt, unde furam. Adică mă uitam în gura fetei care cânta și încercam să învăț ce cântă ea, cum face acolo, cum reproduce melodia. Era apreciată și atunci, și acum. Când mergi la o nuntă, acum e... Însă nu a mai rămas autenticitatea aceea de pe... S-a mai sărit peste obicei, s-a mai pierdut așa sau... câte puțin. Tot vorbim ne-am de boierit tradiții. Acum de... Nu mai facem tradiții la țară, le facem la restaurant. De asta voiam să vă întreb. Mai merge mireasa la apă? Pentru că la noi în Oltenia merge mireasa la apă. Dacă sărăcuța era o vreme ploioasă și trebuia să meargă la apă, făcea rochia praf. Adică te uitai că mai vorbim de machiaj, de păr și de toate cele. Acum la restaurant e mai frumos. Este, dar nunțile ca la țară nu vor fi niciodată ca la restaurant, știți? Rămâne aceeași conexiune cu ai noștri de acolo, de acasă și din sate, din comune. Nu putem spune că e mult mai frumos la restaurant. Bine, poate că în ziua de azi, clar, distracția, eleganța, altceva, da? Să știți că și eu la evenimente... Mult mai frumos când mergem, chiar dacă ne murdărim rochia cu mireasa la apă sau să facem bradul miresei. E mai frumos, parcă. Da, mai frumos. Dumneavoastră, cum considerați? Nu. Părerile sunt împărțite. Da, sunt mai frumoase noțile de acum. Da? Pentru că, uite, se întâmplă să plouă, să fie o vreme urâtă, să... Ce să cât și-a stricat tot, toată nota. Dumneavoastră... Mai plouă și restaurant. Da, se mai întâmplă. Când vine, cum a fost furtuna care a fost în toamnă și așa mai departe. Și a băgat pe gurile de aerisire, au venit pietricele dintre acelea cu Manda Piatra și... A plouat în restaurant. Uitați, am ajuns la categoria întâmplări frumoase sau peripeții la anunți, la evenimente. Ne mai puteți povesti câteva, să știți. Mai avem câteva minuțele până la pauză, dar vrem să mai ascultăm câteva întâmplări. Ce să vă spun, că s-a furat mireasa și după aia s-au certat și nu am mai tăiat tortul. Când se fura mireasa, acum nu se mai fură, de vreo câțiva ani buni nu se mai fură. S-a pierdut tradiția asta cu furatul miresii și era un timp pierdut. Pentru că ea se lăsa furată, dispărea din cadru două ore, poate chiar mai mult, nunta se spărgea. Invitații începeau să plece și nu se mai fură. Da, într-adevăr, aici astea sunt întâmplări din restaurante, nu de acasă. Și la nunțile de țară și se lua curentul și... Astea sunt lucruri inevitabile. Se mai întâmplă să rămânem și cu formația pe zero, se mai strică un instrument, se mai rupe o coardă... Nu putem să le evităm, chiar dacă am vrea, microfonul rămâne fără baterii și așa mai departe. Sunt lucruri inevitabile, dar frumoase în același timp, pentru că ne creăm amintiri frumoase de care peste ani de zile ne aducem aminte cu drag. Vreau să ne povestiți dumneavoastră
Ce mă întrebi? Ce mă întreb? Mă întreb numai lucruri frumoase, pentru că numai atâta știu despre dumneavoastră, lucruri foarte frumoase. Dar acum vreau să deschidem, să dezbatem un alt subiect și aș vrea să vă întreb dacă ați avut vreodată vreo ceartă cu ghilimelele de rigoare cu cineva cunoscut de renume din muzica populară. Nu, nu m-am certat cu colegele mele. Cu nimeni, nu, n-am avut nicio divergență. Nici priviri înțepătoare n-au existat? Ba da. Da? Ba da, am eu pe cineva. Mă rog, când a venit să cânte cu formația mea a fost bine, când a venit să cânte cu formația ei n-a mai fost bine, pentru că, mă rog. Am înțeles. Atunci ne povestiți mai multe lucruri. Să răutăți ca în orice domeniu, și la doctor, și la restaurante, la ospătari, și la și între vecini. Ce? Tu nu te ceți cu vecina? Ai, da, cum să nu? Dar ne împăcăm a doua zi. În orice domeniu și în orice așa, oamenii se ceartă și după aia se împacă și asta e. Povestim mai multe după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți pe Accent TV Oltenia, revenim. Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime. Dotările tehnice și stația computerizate cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră. Personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului. Monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Sport Club Municipal Craiova, un reper al performanțelor din Oltenia. Pașii spre marea performanță sunt legați indisolubil de revenirea în circuitul sportiv al sălii polivalente din Craiova. Aici a fost laboratorul de pregătire al secțiilor sportive ale SCM pentru competițiile și medaliile câștigate la nivel național și european. Sportivii, staful tehnic și administrația au conlucrat împreună pentru a se ridica pe cele mai înalte trepte ale podiumului la toate competițiile.
concursurile la care au participat până în prezent. Palmaresul obținut de SCM Craiova în câțiva ani este unul impresionant pentru care s-a muncit și s-a investit foarte mult. Viitorul a fost construit cu atenție în cele mai mici detalii. Povestea trofeurilor obținute de secțiile sportive ale clubului sunt scrise cu abnegație, bucurie, curaj, dăruire, epuizare, lacrimi, muncă și sacrificii. De multe ori cu victorii, dar uneori și cu înfrângeri. Însă toate acestea ne fac să fim mai puternici și să luptăm întotdeauna pentru a obține cele mai bune rezultate. Noi susținem mișcarea, sportul, performanța și fair play-ul în efortul comun de a promova imaginea municipiului Craiova în România și în Europa. Noi suntem SCM Craiova! Aeroportul Internațional Craiova este nodul de legătură între județele Olteniei și Europa, fiind poarta principală de intrare atât pentru turiștii străini cât și pentru investitori. În prezent, compania aeriană Wizz Air operează zboruri către 10 destinații europene: Madrid, Barcelona, Paris, Bruxelles, Londra, Birmingham, Dortmund, Roma, Milano, Bergamo și Bologna. Prin proiectele de extindere cu o valoare de peste 100 de milioane de euro aflate în plină desfășurare, se dorește dezvoltarea și poziționarea orașului Craiova pe harta principalelor zone de interes economic, turistic și cultural din România. La finalul implementării, Aeroportul Internațional Craiova va avea un nou terminal de pasageri care va putea procesa 2 milioane de pasageri anual. Anul 2023 a devenit unul de referință pentru Aeroportul Internațional Craiova, fiind doborâte toate recordurile de până acum. În luna octombrie, înregistrându-se deja 500.000 de pasageri, bornă care a mai fost atinsă la finalul anului 2019. Pentru mai multe informații, vizitați www.aeroportcraiova.ro sau urmăriți-ne pe canalele oficiale de social media Facebook, Instagram, LinkedIn și TikTok. Aeroportul Internațional Craiova, aripi către lumea întreagă. HealthMed, o echipă de specialiști, o singură misiune, sănătatea ta. Medicii de la HealthMed pot realiza o evaluare completă a stării dumneavoastră de sănătate. HealthMed vă poate oferi consultații gratuite prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere pentru mai multe specialități, cum ar fi orele, chirurgie, dermatologie și ortopedie. Dacă aveți vreo problemă de sănătate sau doriți un sfat medical, suntem aici pentru dumneavoastră. Echipa noastră de medici specialiști vă stă la dispoziție pentru a vă oferi sfaturi și soluții personalizate. Ce trebuie să faci? Solicită o programare gratuită. De toate celelalte aspecte ne vom ocupa noi. Consult medical de specialitate și tratamente moderne veți descoperi la HealthMed. Avem grijă de sănătatea ta. Pentru detalii și programări ne puteți contacta la 0770 819 810 sau vă așteptăm la cele două centre medicale ale noastre din strada Maria Tănase, numărul 22 Craiova și Bulevardul Oltenia, numărul 1F din Craiovița 9. Suntem aici pentru a vă consilia și a vă răspunde la orice întrebare medicală. Serviciile noastre includ toată gama de la consultații generale și până la investigații avansate. Ne ocupăm de orice nevoi medicale, indiferent dacă este vorba de prevenție, diagnostic sau tratament. Vino acum la HealthMed și ai grijă de sănătatea ta, pentru a trăi o viață sănătoasă și fericită! Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Ușor, înaintea tuturor, chefuiește fără teamă, și-i place s-o bagi în seamă. Nașul cu drag o privește, se vede că o iubește. Hai
mai joacă-nă și că joacă, nu e alta să te întreacă. Hai să cânte muzica, joacă-nă așa cu fina. Hai joacă-nă și că joacă, nu e alta să te întreacă. Hai să cânte muzica, joacă-nă așa cu fina. Sunt frumoși și se iubesc și blandele să-i privesc. Are nașa gânduri bune și e iubită de lume. E pusă la patru ace, de-aia lună și voi place. Hai joacă-nă și că joacă, nu e alta să te întreacă. Hai să cânte muzica, joacă-nă așa cu fina. Hai joacă-nă și că joacă, nu e alta să te întreacă. Hai să cânte muzica, joacă-nă așa cu fina. Și că joacă, nu e alta să te întreacă. La minte sau la binețe, nici măcar la frumusețe. A știut nașul să aleagă, să-și ia nevastă de treabă. După cum e datina, să trăiască nășica. Hai joacă-nă și că joacă, nu e alta să te întreacă. Hai să cânte muzica, joacă-nă așa cu fina. Hai joacă-nă și că joacă, nu e alta să te întreacă. Hai să cânte muzica, joacă-nă așa cu fina. Bărbatul care este, ăla e și iubăreț. Iubește fără parale, orice mândră iese în cale. Care-i bărbat cu ședere, are mândre frumoșele. N-are nevoie de bani, iubește și fete mari. Care-i bărbat cu ședere, are mândre frumoșele. N-are nevoie de bani, iubește și fete mari. Mândruțele dragi, așa de mândrele tele, ca albinele la miere. Doar cu ochiul de le faci, bași mândruțele dragi. Care-i bărbat cu ședere, are mândre frumoșele. N-are nevoie de bani, iubește și fete mari. Care-i bărbat cu ședere, are mândre frumoșele. N-are nevoie de bani, iubește și fete mari.
mai știi să le vorbești bine. Deci bărbat cu lipic, n-ai nevoie de nimic. Trag mândruțele la tine, că știi să le vorbești bine. Care bărbat cu ședere, are mândre frumoșele. N-are nevoie de bani, iubește și fete mari. Care bărbat cu ședere, are mândre frumoșele. N-are nevoie de bani, iubește și fete mari. Am pe toate în casa mea și sunt fericit. Am acum ce nu au alții, de-aia-s dușmănit. Ies din casă și privesc toată munca mea. Ceva. Nu mi-a fost rupt zadar și sunt mulțumit. Am cu ce să mă mândresc și sunt fericit. Am pe toate în casa mea tot ce mi-am dorit. Nimic n-am primit de-a gata, singur am muncit. Am de toate în casa mea și sunt fericit. Am acum ce nu au alții, de-aia-s dușmănit. Doamne, azi îți mulțumesc că mi-ai dat putere să muncesc din zori în seară și să strâng avere. Am de toate în casa mea, tot ce mi-am dorit. Nimic n-am primit de-a gata, singur am muncit. Am de toate în casa mea și sunt fericit. Am acum ce nu au alții, de-aia-s dușmănit. Dragii mei, iată-ne tot aici în platoul emisiunii dumneavoastră preferată de muzică populară, Porți deschise pentru cântec alături de o îndrăgită artistă, doamna Ionela Anghel Popa. Îmi plac foarte, foarte mult piesele pe care le-ați ales în această seară, să ni le cântați și sunt nerăbdătoare să le ascult și cele, pe cele de la final. M-au apucat și pe mine emoțiile, că tot vorbeam puțin mai devreme de emisiunile difuzate în direct. Te măriți să mă chem să-ți cânt, da? Bine. La tradiții măcar. Și seara chem și acum tu vedete mai peste mari. Câți ani, dar o să vă chem, vă țin pe listă. Trebuie, că odată și odată. Și condiția este ca băiatul care o să-ți fie ginere, să-ți fie soț, da, trebuie să cumpere o haină de blană. Deci multe haine până de blană. Până atunci mi-o iau eu. Până atunci mai este oricum, dar vă țin acolo. Cam de afiș pe listă vă trec, să știți. Prima pe care o invit. Bine, dar acum nu știm peste mai stai că ești tânără, dar trebuie făcut și pasul acesta. Odată și odată se întâmplă. Mama să fie și ea soacră mică. Cea mai mare soacră mică, mami. Păi cum? Peste 40 de ani. Peste 40 de ani. Doamne ajută, 60-70. Bine, acum nu promitem nimic. Nu se știe niciodată ce ne rezervă viitorul. Odată se îndrăgostește și au zis că e prin Dubai. Și gata, ce să-i mai faceți?
Ne cheamă la nuntă în Dubai, zice să mergem în Dubai. Da. Vreau să ne povestiți dumneavoastră de linia melodică și textele pe care le aveți acestor melodii frumoase. Textele și melodiile sunt create de mine cu ajutorul soțului meu și, bineînțeles, mama soacră, care știe să compună foarte frumos texte. Soacra mea fiind educatoare, acum este la pensie, poezii, compune, a compus cărți destule și a volume și le are cu... Bine, că tema eu dau eu, adică... V-ați bucura ca și alții artiști sau copii care pășesc acum în spatele nostru să vă cânte piesele drept cover? Bineînțeles, chiar sunt câteva persoane. M-au sunat o fetiță de la țară. Dacă îi dau voie să cânte și a melodia, da, nicio problemă, cum să mă supăr eu că... Foarte frumos, deci vă doriți, vă place acest lucru. Bineînțeles, și mă bucură. Dar artiștii care sunt acum de renume, pot să spun. Și eu țară. Când la evenimente, la nuntă, nu când numai melodiile mele. Clar. Că poate oamenii nu le știu și știu ce e mai cunoscut și ce e la modă, ce se cere. Nu cântăm sigur, neapărat ce e repertoriul nostru, pentru că nici alții nu. Cântăm ce... să se simtă oamenii bine, să... Corect, nu contează, da. Dacă eu cânt o melodie și vine cineva și îmi cere... Nu știu, draga nenii, normal că pe aia o cânt, că doar dacă mai îmi dă și acolo un bacșiș, cum să refuzi omul plăcerea lui? Că foarte frumos, e, da, ceva normal. Cântăreață la nunți și trebuie să ne supunem oamenilor. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că mi-a spus puțin mai devreme că cel mai mare sprijin l-ați primit chiar din partea dumneavoastră, dar pe parcurs am înțeles că și soacra dumneavoastră v-a fost acolo ca o a doua mamă, să înțeleg. Da, ea a fost cea care m-a cizelat, mi-a vopsit părul, eu nu m-am vopsit la păr sau să mă fardez, până când am cunoscut-o pe soțul meu și ușor, ușor am început. Deci de la 18 ani am început și să mă fardez. Da? Nu știam să... Că acum cu eyeliner și cu primer și cu... deja intrăm în alte chestii grele. Vreau să ne povestiți puțin și despre colaborările dumneavoastră cu alții interpreți de muzică populară, cu alți artiști. Colaborări. Eu mă înțeleg foarte bine cu toată lumea. Eu nu am nicio invidie. Eu, așa cum am spus, când melodii de la toți colegii mei, ce îmi place, aia învăț. Dacă e o melodie care nu-mi place, nu învăț. Adică am și nunți unde merg să cânt și miresele, în general. Mă roagă să învăț melodia cu tare și eu până atunci o învăț. Nu știu până ziua anunții, o când, dar o când după telefon. Citesc versurile după telefon. Foarte frumos. Vreau să ne mai povestiți dumneavoastră, pentru că ne-a spus la începutul emisiunii că dumneavoastră iubiți mai mult nunțile la restaurante, dar vreau să trecem în partea de sărbători, pentru mai că... E mai frumos, e mai, da, elegant, clar, e mai... Corect, sigur. Ne adaptăm stilului care se cere în ziua de azi. Nu ceva... e brav. Eu ceva am cântat, absolut am normal. Cântat destul la țară, nunți grele, nunți. Vreau să-mi povestiți cum erau sărbătorile pe vremea dumneavoastră, sărbătorile de Crăciun, pentru că tot se apropie aceste sărbători foarte frumoase. Mergeam la colindat și aveam câțiva prieteni, colegi, vecini pe stradă. Mergeam la colindat cu steaua, cu ce se merge, cu plugușorul, Sfântul Ionul, se știe, cu acel busuioc cu care se mergea din poartă în poartă și se dădeau la animale, la vaci, la cai, se botezau, se primeau un bănuț. Mergeam la biserică să iau apă, mă înghețau mânuțele, n-aveam mânuși, poate îmi trăgeam geaca sau puloverul și... Era foarte greu. Dar v-a plăcut. Mi-aduc foarte bine aminte când mama mea venea în casă cu izmenele de pe... Purtam izmene. Cu izmenele de pe sârmă, tun. Tun și le punea pe sobă și de multe ori nu putea să le pună că erau foarte înghețate și așteptam un pic ca să se mai înmoaie și să le pună și ea la uscat. Foarte frumos. Bine, în ziua de azi nu prea se mai merge cu colindul. S-au pierdut tradițiile, clar. Nu mai este ce a fost odată. Da. Dar cum dumneavoastră... Tu că vrei putea să cântăm amândouă un colind. Da, eu, ne eu facem când, în sigur. Eu când pe jos, tu cânti pe sus. Ați auzit? Eu când pe jos și ea cântă mai pe sus, că e mai înaltă ca mine. Păi nu mai îmi iau tocuri și atunci... Hai! Am plecat să... Am plecat... Hai! Nu, stai, stai. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm, când boierii nu s-acasă, dom, dom, să înălțăm,
Când boierii nu stă acasă, domn, unde au plecat? Au plecat la molă. Vin la noi în emisiune. Domn, bravo, domn. Au plecat la vânătoare. Domn, domn, să înălțăm, să vâneze căprioare. Domn, domn, și dumneavoastră, hai. Să vâneze căprioare. Domn, domn, să înălțăm. Cine ne servește cu bănuți, portocale, cine? Dați-ne și nouă! Avem de primit! Trebuie! Vă așteptăm la colț, dacă nu, doamnele din spate! Avem acolo, le salutăm și pe mami, dar și pe doamna Raluca. Doamna Raluca, doamna Raluca Veselu, Veselu! Cine nu știe pe Raluca Veselu? Toată lumea o știe! Cea mai bună prietena dumneavoastră, da? O iubiți foarte mult. Da, 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 neapărat. Cum? Știi ce animăluț de companie are acasă? Nu o să ghicești. Spune tu așa un animăluț pe care poți să-l crești într-un apartament. Excluzând câinele și pisica? Da. Și papagalii? Da. Șinșile? Hamsteri? Nu. Scorpioni se aude din... Rești? Îl cheamă Oreo. N-am înțeles aceste semne. Îl cheamă Oreo iepuri? Și este iepuraș. Măi, iepuraș, măi, iepuri în toată regula, doarme cu el în pat. Adică am primit niște semne, dragii mei, din spate, care m-au dus cu gândul la reni. Fiind și în perioada sărbătorilor, de aceea am rămas puțin șocată. Eu de câte zic, cât mai are de crescut ca să-l punem în tigaie? Și ea zic, nu, cum să-l punem în tigaie pe Oreo? Nu. Măi, l-a crescut de când era cât un pup și acum e atâta. Deci trebuie. Dar ce are? Și tot animal de companie. Și eu am o pisică de 10 ani aproape în casă, pisică neagră. Foarte frumos. Și eu am pe Blechi acasă, am, că tot vorbim aici de capitolul animale, sunt iubitor de animale și Blechi, iau... Cățel. Nu, e fetiță și este pisică. Ah. Am așa, Blechi și Portocală, care este iubitul lui Blechi. Amândoi luați de pe stradă, pentru că eu sunt un iubitor atât de mare de animale, încât iau toate animalele străzi acasă la mine. Am discuții cu mami pe această cale, că i-am adus o pisică neagră acasă, dar... Și eu o pisică neagră acasă. Nu aduce ghinion, dragi telespectatori, și pe lângă pisici am și căței foarte mulți. Aduc... Deci, cine face curat? Ia zi, mami. Bianca, Bianca. Bianca, da. Bianca, Bianca, da, Bianca, sigur. Cu ajutorul lui mami și al Rebecuței. Cunosc, că și la mine în casă eu îi cumpăr bobiță, eu îi fac curățenie și toți care vin pe la mine, prietenele mele, Alina Popescu și ea, mă, ce pisicu drăgălaș, îl dau acasă, dacă vreți, îl dau acasă, două zile. Nu, pentru că e greu, adică pare ușor, ca și cum vezi la niște părinți copil, ce copil frumos, ce da, drăgălaș. Foarte drăgălaș și foarte scump, până îi luăm acasă. Dacă vreți, îl dau acasă o zi. Uitați, așa o am și eu pe Rebecuța, care are aproape 5 ani, deci când era mic, bine, fiind o diferență foarte mare de vârstă între noi două, am avut-o ca o păpușe vie, pot să spun, dar acea păpușică vie am vrut să o duc înapoi de unde a venit, adică de la spital, da? Nu compar cu animăluțele. N-a venit cu Barza, a venit de la spital cu ajutorul mamei mele. N-a venit cu Barza, vă zic eu. Dacă venea cu Barza, trimiteam bilet să o ia și înapoi. Deci, dar acum crescând vrea să mă dea ea pe mine, deci ne înțelegem foarte bine. Tom și Jerry. Da, da, da. Tom este cel uzat în acest caz. Da. Data viitoare când mai vin la tine la emisiune, vreau să fii cu părul creț, da? Să fii, ai părul creț cum ești tu natural. Dar este tot părul meu natural, doar că ajuta de plac. Da, acum e întins. Acum este întins. Vine traumatizat. Păi am zis să nu vin cu el crez, pentru că astfel aș prinde toate posturile de televiziune. Am o întreagă antenă. Cine are părul creț îl vrea drept, cine l-are drept îl vrea creț. Și tot așa. Și tot așa, așa se întâmplă mereu. Cine este brunetă vrea blondă și tot așa mai departe. Revenind la muzica populară și la oile noastre, între ghilimele, cum s-ar spune, vreau să ne povestiți dumneavoastră, pentru că ați rămas datoare înainte de pauză, să ne mai povestiți o peripeție de la un eveniment. Am ținut minte. Aoleu, ce să vă spun, că la o nuntă la țară am cântat și au zis ne-au rugat să mai stăm să cântăm și nu mai au bani să-mi dea. Dar în schimb, când dă un purcel.
Și am zis, bine, dacă îmi dați în burcel, îl iau. Eu n-am știut cum m-au luat în grădină, avea o scroafă cu vreo 10-12 purcei. Cred că de o lună, două, Raluca, cred că știi. Acum aia purcelul la Craiova. Mi l-au pus într-un sac, mi l-au pus la picioare la mașină. Purcelul s-a căcat. Drum spre Craiova. Cristi a zis că îmi duc cu el pe câmp. Veneam de la Băhile și de la o nuntă. Și l-am dus la părinții mei la podari. Părinții mei aveau vaci. La vremea aia l-au crescut cu zăr, cu lapte. Cu... Și s-a făcut purcelul până de la octombrie până în aprilie când era Paște. S-a făcut 100 de kilograme beton. L-am tăiat. A prins fost... bine. Da. A prins bine. Astfel de afaceri sunt binevenite. Purcel. Am cântat și pe varză și pe... Găini ați primit? Da, și găini, da. Am avut o soacră la Băilești care de fiecare dată când era ziua mea venea cu curcani, cu găini cu... Și a zis, ea când o să facă botezul la nepoțică, ea nu are bani. Dar până face botezul la fetiță, ea vine cu acest plocon care e tot bani. Și gata, am înțeles. Da, valorează la fel. Foarte frumos. Păi poți să refuzi, mai ales găină de țară, Zirea Luca, care iasă o ciorbă. Deci, dragii mei, cine știe, știe. Doamna Ionela a venit împreună cu doamna Raluca, o prietenă foarte, foarte dragă dumneavoastră. Și vreau să-mi spuneți cum ați unit această prietenie. Păi ne-am întâlnit printre alte cunoștințe, ne-am împrietenit, ne-am înțeles foarte bine. Și uite așa, am păsat relația. De câți ani? Câțiva ani buni. Mai 4-5 ani, nu știu. Mulți, 4-5 ani. Fără număr. Povestim mai multe după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți pe Accent TV Oltenia, publicitate. Aeroportul Internațional Craiova este nodul de legătură între județele Olteniei și Europa, fiind poarta principală de intrare atât pentru turiștii străini cât și pentru investitori. În prezent, compania aeriană Wizz Air operează zboruri către 10 destinații europene: Madrid, Barcelona, Paris, Bruxelles, Londra, Birmingham, Dortmund, Roma, Milano, Bergamo și Bologna. Prin proiectele de extindere cu o valoare de peste 100 de milioane de euro aflate în plină desfășurare, se dorește dezvoltarea și poziționarea orașului Craiova pe harta principalelor zone de interes economic, turistic și cultural din România. La finalul implementării, Aeroportul Internațional Craiova va avea un nou terminal de pasageri care va putea procesa 2 milioane de pasageri anual. Anul 2023 a devenit unul de referință pentru Aeroportul Internațional Craiova, fiind doborâte toate recordurile de până acum. În luna octombrie, înregistrându-se deja 500.000 de pasageri, bornă care a mai fost atinsă la finalul anului 2019. Pentru mai multe informații, vizitați www.aeroportcraiova.ro sau urmăriți-ne pe canalele oficiale de social media, Facebook, Instagram, LinkedIn și TikTok. Aeroportul Internațional Craiova, aripi către lumea întreagă. HealthMed, o echipă de specialiști, o singură misiune, sănătatea ta. Medicii de la HealthMed pot realiza o evaluare completă a stării dumneavoastră de sănătate. HealthMed vă poate oferi consultații gratuite prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere pentru mai multe specialități, cum ar fi ORL, chirurgie, dermatologie și ortopedie. Dacă aveți vreo problemă de sănătate sau doriți un sfat medical, suntem aici pentru dumneavoastră. Echipa noastră de medici specialiști vă stă la dispoziție pentru a vă oferi sfaturi și soluții personalizate. Ce trebuie să faci? Solicită o programare gratuită. De toate celelalte aspecte ne vom ocupa noi. Consult medical de specialitate și tratamente moderne veți descoperi la HealthMed. Avem grijă de sănătatea ta. Pentru detalii și programări ne puteți contacta la 0770 819 810 sau vă așteptăm la cele două centre medicale ale noastre din strada Maria Tănase, numărul 22 Craiova și Bulevardul Oltenia, numărul 1 F din Craiovița Nouă. Suntem aici pentru a vă consilia și a vă răspunde la orice întrebare medicală. Serviciile noastre includ toată gama de la consultații generale și până la investigații avansate. Ne ocupăm de orice nevoi medicale, indiferent dacă este vorba de prevenție, diagnostic sau tratament. Vino acum la HealthMed și ai grijă de sănătatea ta, pentru a trăi o viață sănătoasă și fericită!
Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să-ți spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Courier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Canalizarea nu este coș de gunoi. Compania de apă Oltenia face apel la toți utilizatorii, atât din mediul urban cât și din mediul rural, să folosească în mod corect sistemul de canalizare. Sistemul de canalizare. Utilizarea necorespunzătoare a rețelelor de canalizare duce la o serie de probleme resimțite imediat de către toți utilizatorii. Disconfort imediat. Blocarea parțială sau totală a conductelor de canalizare din zonă, refulare apelor reziduare și mirosuri neplăcute, creșterea tarifului de canalizare, efecte resimțite de către toți utilizatorii, perturbarea funcționalității proceselor tehnologice de epurare a apelor uzate, creșterea frecvenței intervențiilor asupra rețelelor și creșterea costurilor de mentenanță. Soluții. Preocuparea și atenția pentru depozitarea deșeurilor pe care le generăm. Schimbarea comportamentului și implicare civică. Suntem mereu atenți ca rețeaua de canalizare să funcționeze perfect, dar adevărul este că nu putem face asta fără ajutor. Ajută-ne să păstrăm orașul și mediul conjurător sănătos! Ce frumoasă-i dragostea, îți bucură inima,
mult în viață se cunoaște și pe față. Ce frumoasă-i dragostea, îți bucură inima. Când ești fericit în viață se cunoaște și pe față. Și la 20 de ani, și la 40 de ani, dragostea curată omul îți bate în poartă. Și pe la 50, chiar și la 60, omul e la fel iubești. Și la 20 de ani, și la 40 de ani, dragostea curată omul îți bate în poartă. Și pe la 50, chiar și la 60, dacă vrei ai să iubești. Nu ai timp să îmbătrânești, tinere l-ai să rămâi ca la dragostea din tâi. Omule, dacă iubești, nu ai timp să îmbătrânești, tinere l-ai să rămâi ca la dragostea din tâi. Și la 20 de ani, și la 40 de ani, dragostea curată omule îți bate-n poartă. Și pe la 50, chiar și la 60, omule, la fel iubești. Și la 20 de ani, și la 40 de ani, dragostea curată omule îți bate-n poartă. Și pe la 50, chiar și la 60, dacă vrei ai să iubești. Și poți să o pierzi într-o seară. Și atunci omule, fă bine s-o ții mereu lângă tine. Dragostea e o floare rară și poți să o pierzi într-o seară. Și atunci omule, fă bine s-o ții mereu lângă tine. Și la 20 de ani, și la 40 de ani, dragostea curată omule îți bate-n poartă. Și pe la 50, chiar și la 60, omule, la fel iubești. Și la 20 de ani, și la 40 de ani, dragostea curată omule îți bate-n poartă. Și pe la 50, chiar și la 60, dacă vrei ai să iubești. Lângă tine, neiculiță, știu că am noroc. Te iubesc, neicuță dragă, te iubesc cu dor. Și-am să te iubesc, neicuță, până am să mor. Lângă tine, neiculiță, știu că am noroc. Te iubesc, neicuță dragă, te iubesc cu dor. Și-am să te iubesc, neicuță, până am să mor.
fermecat. Când te văd în fața mea, mor de altă drag. Te iubesc, neicuță dragă, te iubesc cu foc. Lângă tine, neiculiță, știu că am noroc. Te iubesc, neicuță dragă, te iubesc cu dor. Și-am să te iubesc, neicuță, până-am să mor. E foarte greu, măi, ca un om ca să-l întreacă, nici muiere să nu-l placă. Pe urmă tatălui meu ca să calc, e foarte greu, măi, ca un om ca să-l întreacă, nici muiere să nu-l placă. Și la muncă și la joc, tata-i tot e primul loc, măi. Dar și eu sunt tot așa, că-s băiatul lui tata. Și la muncă și la joc, tata-i tot pe primul loc, măi. Dar și eu sunt tot așa, că-s băiatul lui tata. Le fac bine. Vreau să-mi calc pe urma lui, să fiu fala satului. Tata e mândru de mine, că pe toate le fac bine. Vreau să calc pe urma lui, să fiu fala satului. Și la muncă și la joc, tata-i tot pe primul loc, măi. Dar și eu sunt tot așa, că-s băiatul lui tata. Și la muncă și la joc, tata-i tot pe primul loc, măi. Dar și eu sunt tot așa, că-s băiatul lui tata. Și eu undeva ză satul meu, măi. Și-o iubim între ca el, că-s frumos și tinerel. Tot ca toată sunt și eu undeva ză satul meu, măi. Și-o iubim între ca el, că-s frumos și tinerel. Și la muncă și la joc, tata-i tot pe primul loc, măi. Dar și eu sunt tot așa, că-s băiatul lui tata. Și la muncă și la joc, tata-i tot pe primul loc, măi. Dar și eu sunt tot așa, că-s băiatul lui tata. Dragii mei, iată că am ajuns și la finalul acestei serii minunate alături de îndrăgită artistă, doamna Ionela Anghel Popa, care să nu plecați pentru că mai are câteva piese minunate pentru dumneavoastră la final de emisiune. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați ales să faceți parte în cadrul acestei emisiuni frumoase. Mulțumesc și eu de invitație, mulțumesc colegii noastre Eugenia că i-am sunat, mulțumesc și ție că ai fost alături de mine. Să mai vin pe la voi, că mi-a plăcut. Cu siguranță vă așteptăm cu brațele deschise, dragi telespectatori. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne urmăriți în fiecare miercuri seară într-un număr atât de mare de telespectatori. Avem cei mai fideli și cei mai frumoși telespectatori, vreau să vă anunț, doamna Ionela. Ca așa spre final vreau să dau și o dedicație muzicală către doamna Violeta Barbu, vecina mea, pe care o salut cu mult, mult drag. Și vreau, doamna Ionela, să ne spuneți planurile dumneavoastră de viitor, repede, repejor.
Doamne ajută, nu vreau nimic decât sănătate și un sistem nervos nou, că ăsta aveți s-a defectat. Cred că toată lumea îl vrea pe acesta, poate vine Moș Crăciun cu el. Da. Părinților mei de la Podea Sănătate Multă, mamei mele care îmi coase ceva, la costumele populare, mai repede cu treaba acolo, că am nevoie de niște costume populare noi. Soacrei mele Sănătate, la băiatul meu, soțului meu, sănătate tuturor, colegilor formației mele, să ne fie bine la anul care vine. Avem un telefon în direct, așa, pe final de emisiune. Alo, bună seara! Da. Bună seara, ne auziți? Da. Alo, să românile, doamna Ionela? Să rămâi, doamna realizatoare, da. Felicitări pentru această frumoasă emisiune, felicitări pentru repertorul dumneavoastră și multă sănătate, sărbători fericite, la mulți ani și numai bine. Mulțumesc la fel! Mulțumim din suflet, sărbători fericite, vă dorim tuturor! Da, mă numesc Burcea Cristian din Drobeta, Turnul Severin. O, de departe! De la Dunăre ne sunați, Dunăre, de acolo. Da. Mulțumim de telefon. Mulțumim din suflet, seară frumoasă și vă așteptăm și săptămâna viitoare cu un nou telefon în direct. Mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Suntem urmărite din toată România, pot spune, nu numai din Oltenia. Focul din inima mea rău mă frige, nici cu o mare sau oceanul pot stinge. Când înot în apă dulce, totdeauna valul tău, Dunăre, mă duce la Bianca. Doamne, ce ai cu noi doi? Ai pus Dunărea între noi, am să fac pot peste ea, să ajung la mândra mea. Dunăre, hai lin cu valurile, vrei bani ca să-mi o răstorni. Pe mândra să... Nu mai știu, m-am emoționat. Ca la Severin. Foarte frumos, aplauze. Aveți un glas foarte, foarte, foarte frumos. Și se vede că și dumneavoastră nu, sunteți o femeie era, foarte cine frumoasă. Era playback. Da, playback între ghilimele. Am avut foarte multe situații în care mi s-a luat din gură microfonul. Cântam, când eram tânăr fecior. Da. Cântați. A crezut că fac playback. Da, s-a oprit odată. Chiar m-a amuzat, da. Vreau să-mi spuneți, pe lângă planurile de viitor, care a fost cea mai mare realizare pe acest an, pentru că se apropie noul an, 2024, și sunt sigură, atât și pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, că ne așteaptă cu foarte, foarte multe bucurii. Au fost mai multe realizări, și profesional, și familial, sănătoși, suntem cu toții, familia mea este bine, sănătatea, asta îmi doresc și la anul care vine pentru mine și apropiații mei. Ce pot să spun? Că am avut nunți multe, nu pot să mă laud. Au fost câteva, a fost bine. Dar pe perioada pandemiei, cum v-ați descurcat? A fost cam rău. A fost rău. A fost cam nașpa. Cred că toată lumea a fost rău perioada aceea. Pentru toată lumea. Deci au fost... Și pentru croitori, și pentru stiliștii nefiind designerii, da, hairstiliștii și tot așa mai departe. Nefiind foarte multe evenimente, nu am mai mers nici la croitorie, dar pot să spun că eu chiar am fost și o să mă bată la un moment dat croitoria asta mea. Și, da. E, Florin, dragul meu, Florin Burescu, pe care îl salut pentru că în această seară cu siguranță ne urmărește, te pup, Florin. Vreau să mulțumesc întregii regii pentru că sunt alături de noi în fiecare seară și profesionalismul de care dau dovadă. Dragii mei, până data viitoare, vă urez sărbători binecuvântate, liniște în casă și bucate foarte multe pe masă. Vă las în compania minunatelor cântece ale doamnei Ionela Angel Popa. Seară frumoasă vă doresc! La revedere! Mamă, ce m-au uitat într-o lumină și m-am mințit. Neica de tine mi-e drag, ca de ochii mei din cap. Două vieți dacă aș trăi, tu pe tine te-aș iubi. Neica de tine mi-e drag, ca de ochii mei din cap. Vis dacă aș trăi, tot pe tine te-aș iubi. Când ai lângă tine omul ce iubești, cu bune, cu rele, ferit ce trăiești. Dacă ai în casă omul potrivit, nu știi cum trec anii, trăiești fericit.
cu tine frumos să trec ani și nu ne pasă. Știu că sincer ne iubim, nu vreau să ne despărțim. Viața cu tine frumos să trec ani și nu ne pasă. Știu că sincer ne iubim, nu vreau să ne despărțim. Când ai lângă tine omul ce iubești, cu bune cu rele fericit trăiești. Dacă ai în casă omul potrivit, nu știi cum trec anii, trăiești fericit. Tu ești fericirea mea și îmi luminezi viața. Ești bărbatul meu cel bun, vreau să avem același drum. Tu ești fericirea mea și îmi luminezi viața. Ești bărbatul meu cel bun, vreau să avem același drum. Când ai lângă tine omul ce-l iubești, cu bune cu rele fericit trăiești. Dacă ai în casă omul potrivit, nu știi cum trec anii, trăiești fericit. Când ai lângă tine omul ce-l iubești, cu bune cu rele fericit trăiești. Dacă ai în casă omul potrivit, nu știi cum trec anii, trăiești fericit.
pe câmpie, fără ciorap în picioare și nici bani în buzunare. Of, of, unde ești copilărie, când alergam pe câmpie, să mai culeg floricele, să le dau măicuței mele. Copil dintr-o casă mică și de Dumnezeu cu frică, am gustat din sărăcie să fiu om de omenie. Ca să ajung ceva în viață, am râs cu lacrimi pe față. La țară am fost copilaș, acum sunt domn la oraș. Of, of, mai întoarce, Doamne, roata, să mai fiu copil la tata, să mănânc în boabe cu sare, la miros de lumânare. Of, of, mai întoarce, Doamne, roata, să mai fiu copil la tata, să mai fur mere și nuci, să joc țântar pe porunci, măi. Copil dintr-o casă mică și de Dumnezeu cu frică, am gustat din sărăcie să fiu om de omenie. Ca să ajung ceva în viață, am râs cu lacrimi pe față. La țară am fost copilaș, acum sunt domn la oraș. Of, of, ce frumos era odată, lângă mamă, lângă tată, când stăteam seara la poartă, fără grijă, noaptea toată. Of, of, ce frumos era odată, lângă mamă, lângă tată. Dimineața să mă scol în mirosul teilor. Copil dintr-o casă mică și de Dumnezeu cu frică, am gustat din sărăcie să fiu om de omenie. Ca să ajung ceva în viață, am râs cu lacrimi pe față. La țară am fost copilaș, acum sunt domn la oră.